Astăzi a avut loc o ședință extraordinară a Consiliului Local al municipiului Drobeta-Turnu Severin, în cadrul căreia au fost discutate și aprobate două puncte importante de pe ordinea de zi, privind reabilitarea, modernizarea, dotarea și extinderea Colegiului Național Gheorghe Țițeica. Primarul municipiului, Marius Creciu, a pus mereu accentul pe educație. Tocmai de aceea se investește în această infrastructură. Iar în cadrul ședinței extraordinare de Consiliul Local de astăzi au fost votate două puncte importante de pe ordinea de zi, privind reabilitarea, modernizarea, dotarea și extinderea Colegiului Național Gheorghe Țițeica. Astăzi am aprobat în ședința de Consiliul Local de Urgență predarea amplasamentului Liceului Gheorghe Țițeica pentru CNI, Compania Națională de Investiții, în vederea începerii procedurilor de licitație și de modernizare a acestui colegiu. Este extrem de important ca Liceul Țițeica, unul dintre cele mai bune din țară, să beneficieze de reabilitare, de modernizare. Și aici vă rog să-mi permiteți, pentru că sunt foarte multe lucruri pe care o să le facem. Investiția este extrem de importantă, dar în același timp o sumă destul de mare, 29 de milioane de lei, și vorbim aici de extinderea colegiului cu un nou regim de înălțime P+2, construirea unei camere a centralei termice la exterior necesară pentru poziționarea celor 3 cazane de 180 de kW fiecare pe gaz montate în cascadă și echipamentelor aferente. Avem construirea unei stații de pompare, executarea lucrărilor de reparație și igienizare a spațiilor existente, executarea de lucrări de reabilitare, modernizare și, după caz, extindere a instalațiilor exterioare și interioare. Vorbim aici de instalații electrice, termice, sanitare. Colegiul Național Gheorghe Țițeica din municipiul Drobeta-Turnu Severin este una dintre cele mai bune unități de învățământ din țară. Tocmai de aceea, primarul municipiului, Marius Creciu, dorește ca elevii să poată învăța într-un mediu favorabil, prielnic, în care aceștia pot face performanță. Se vor realiza lucrările de reabilitare, modernizare, dotarea și extinderea unității de învățământ. Tot ce înseamnă gresie, faianță, parchet, zugrăveli, pardoseli, izolarea termică a socului cu polistiren, termoizolarea planșeului peste ultimul nivel, înlocuirea și dotarea cu corpuri de încălzire tip radiatoare, înlocuirea instalației interioare de apă și de canalizare, foarte multe intervenții în ceea ce înseamnă clădire și în interior și în exterior. Colegiul Gheorghe Țițeica va arăta altfel după această reabilitare. Urmează, repet, predarea amplasamentului către Compania Națională de Investiții, licitația, și sper ca până la sfârșitul anului să înceapă și lucrările. De-a lungul timpului, primarul Marius Creciu a fost alături de comunitatea sa, realizând investiții în toate domeniile, iar în ceea ce privește infrastructura educațională, acesta a investit în reabilitarea și modernizarea mai multor unități de învățământ.